Vorbim despre grupa L a Europa League, este etapa cu numărul 5. Chelsea deja nu mai are absolut niciun fel de emoții în momentul de față. 4 meciuri, 4 victorii. Londonezii se califică așa cum era și de așteptat, fără emoții, 12 puncte. Urmează Molvii din clasamentul acestei grupe. Bate Borisov și PAOK. Între Molvii și Chelsea sunt 6 puncte, iar între Molvii și următoarele două clasate 3 puncte. Așadar, Chelsea nu mai are nicio șansă să rateze locul întâi. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în rest. Cota pentru unul solist este 1.28. Egalul are cota 5.60, respectiv 2 solist o cotă de 11. Acum, Chelsea evident că nu va folosi titularii, nici n-are de ce, nici până acum n-a făcut-o și evident că în această partidă li se va permite celor care au evoluat mai puțin, celor care vor să fie, trebuie să fie testați, posibilitatea de a juca. O să vă spun și care sunt echipele de start, dar înainte de asta hai să mai vedem câteva cote pe care le-am găsit noi prin oferta Unibet, care ne-au atras atenția. Gazdele câștigă ambele reprize. E o cotă de 2.80, asta în ideea în care Chelsea ar forța un pic în partidă cu rezervele. Varela, fostul fundaș al Stelei, actualmente la PAOK, se ia cartonaș, cota 4, și gazdele câștigă și Giroud înscrie o cotă de 2.45. E bine, pontul gol în ambele reprize, o cotă de 1.50, ar fi un pariu destul de simplu, teoretic, într-o partidă care nu prea mai are mize. E adevărat, PAOK, dacă ar câștiga această partidă, ar mai avea, teoretic, posibilitatea să o ajungă pe Molvii în clasament, dar, realist vorbind, șansele ca aceste lucruri se întâmple, practic, partidele din această grupă nu au o miză prea ridicată. Vă spuneam că am echipele probabile. Arrizabalaga în poartă la Chelsea, pe linia de fund Zappacosta, Cahill, Christensen și Emerson, apoi o linie de 3, Loftus-Cheek, Fabregas, Barclay și în atac Pedro, Giroud și Willian. E posibil să mai se schimbe aici multe dintre datele problemei. Un fel de meci amical pentru Chelsea și oricine ar putea, eu știu, să spună că îl doare puțin un mușchi, are o răceală sau așa mai departe, ar fi probabil menajat pentru campionat. De partea cealaltă, Toșca e anunțat titular în banda stângă. E adevărat, antrenor e Răzvan Lucescu, îi dă oportunități să joace lui Toșca. Fundaș stânga într-o partidă în care îi va avea adversari pe partea lui, pe Pedro, Loftus-Cheek și, evident, oricine se va mai aventura în direcția aceea, Zappacosta, probabil, fundașul drept al lui Chelsea. În tur, scorul a fost de 1-0 pentru londonezi și aici e un pic greu să indici un rezultat solist. Toată lumea se gândește că Chelsea va câștiga, e adevărat, dar PAOK cred eu că se concentrează mai mult pe campionat în momentul de față. S-a lămurit că Europa League a fost o campanie nereușită de data aceasta și probabil va rata primăvara europeană. Ei bine, în afară de această partidă, prieteni, mai am multe ponturi din Europa League. Haideți să le vedem, sunt numai puțin de 19 variante.